Din ce în ce mai multe persoane pot fi văzute cerșind pe străzile din Iași. Pe unde treci, găsești bătrâni, adulți și chiar copii care cer mâncare, apă, dar cel mai des bani. Anul acesta, polițiștii locali au depistat mai multe persoane care au decurs la această practică. Față de anul trecut, poliția a aplicat de două ori mai multe sancțiuni acestor persoane. În conformitate cu prevederile legii 155/2010, care reglementează activitatea poliției locale, polițiștii locali acționează pentru identificarea cerșetorilor, a persoanelor fără adăpost, precum și a celorlalte persoane aflate în dificultate și încredințarea acestora către direcții de specialitate, în speță Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Iași sau Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului a județului Iași. Trecătorii observă și de multe ori le oferă câte ceva de mâncare, apă sau bani. Am observat, asta arată condiția noastră materială, din păcate, și o cultură. De ce credeți că decurg la astfel de gesturi? De unii de nevoie, alții dintr-un obicei, alții prin, știu eu, poate nesupravegheați sau... Asta e cultura noastră. Ce vă cer cel mai mult? Bani. Am observat. Nu sunt de acord. Da. Pentru că eu muncesc, ar trebui și ei să muncească. Oriunde nu-i rușine de muncă. Așa cum am putut să fac eu, să facă și ei. Ce oferiți cel mai des? Mâncare sau bani? Prefer să dau ceva de mâncare, dar la cei bătrâni, într-adevăr, dau și eu un ban. Întotdeauna. Adică mi-e milă cel mai mult. Dar ce îți cer cel mai des cercetorii când te întâlnești? Bani pentru apă sau pentru pâine sau pentru mâncare. Dar în general bani? Da. Cele mai multe persoane care cerșesc stau în centrul Iașului pe întreg bulevardul Ștefan cel Mare și în fața Mitropoliei, cu toate că poliția locală încearcă să-i ajute făcându-le legătura cu Direcția de Asistență Socială, cei mai mulți refuză ajutorul pentru că cel mai probabil câștigurile din cerșit sunt mult mai mari.